Bă, salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast online, nebunie, discuție, voie bună, că așa trebuie să fie. Doi oameni maturi, sau prea maturi, doi oameni maturi care se întâlnesc la o discuție și o să vorbească unele chestii pe care sper să le savurați și sper să le digerați, da? Dacă nu știți despre ce este această serie, vă explic în 3 secunde despre a vorbi, despre discuție. Sunt alături de... Cum să zic? Ia. Yeah. Hulitul nostru de pe aproape toate podcasturile de la final. Bă, nu cred că din 10 am vorbit minim de în 6 de tine, știi, mă? Cu toți invitații. Păi mereu mi-ai zis că sunt underrated, că sunt ala, dar bine, pe bună dreptate, adică, știi? Mi-a plăcut și bine, bună dreptate. Options aici pentru voi, băieți, pentru cine nu știe, pe Options o să-l cunoașteți în următoarele zeci de minute sau ore. O să-l cunoașteți pe Options, linkurile lui în descriere acolo, linkurile mele în descriere acolo, linkurile noastre toate tuturor, așa că vă invităm să ne urmăriți pe toate conturile noastre de social media, TikTok, podcast, YouTube, Instagram, OnlyFans. Ai? Da. OnlyFans? Da. Ce du-te, mă, drag. Doar pentru donatori. Bă, ești nebun? Hai să punem, lasă partea asta, hai să o lăsăm și pe asta, okay, notăm, da? E ok, că mi-a plăcut reacția ta. Dar ce are? Trebuie să fii neapărat fata ca să am OnlyFans? Nu, dar uite, de exemplu, am vorbit cu Nelly, am filmat alalte luni și... Nu-mi zic că și el are, că îmi ia pâinea de la gură, ești nebun. N-are, dar mi-a zis să schimbă un cântăresc în România de care eu nu știam. Nu să-i zic numele, căcat, că poate nu am voie. Îți dai seama. Dar are. Da, are, dar nu, ce fel? Unde învață lumea chestii despre muzică, nu dezbrăcare și... Pe altă mâncare de pește acolo, gogule. Eu am glumit oricum, adică îți dai seama că, nu? Dacă aveam așa ceva, trebuia să îngătești tu după aia, că femeie nu mai aveam cred. Adică, mergi mai prost. Băi, prezintă-te într-un minut, Options. Când am 25 de ani, cred că, nu știu... Cei care se joacă Counter mă cunosc, nu prea mulți, că de mai underrated așa. Ce să zic despre mine? De obicei sunt băiat bun, cu cine merită, așa. Nu-mi place pupincurismul, cred că aici avem ceva în comun, așa. Sunt mulți și care cam asta e. nu le plac pupincurismul, dar care îl abordează. Nu-mi place ăla pe față, așa, adică știi că sunt unii care pe față și... Băi, știi ce mă gândeam? Că ai spus că sunt un jucător de CSGO mai underrated și ăștia care mă cunosc. Eu cred că te cunosc foarte mulți oameni, dar nu ți-au abonat la tine. Eu cred că e... Bă, gen, nu știu ce să zic. Știe. Din lumea Counter-ului poate că mă cunosc mult, sau din lumea gaming-ului, să spun așa, neapărat a Counter-ului, că na, mai mă joc și alte jocuri, dar e ok, adică na. De ce nu crezi că lumea se abonează la tine? De ce nu cred că lumea se abonează la mine? Bă, poate sunt prea plictisitor pentru ea, adică nu cred că am Caterinca aia de care iau nevoie să o vadă. Gen Caterinca aia, uite, îți dau exemplu pe care o faci tu, înțelegi? Adică faci oamenii să râdă în continuu, trebuie să-i ții acolo în priză, că altfel e greu, îi pierzi. Dacă nu îi ții în priză, îi pierzi. Și cred că aici ești de acord cu mine, că ai văzut ultima oară live, ți-au zis oamenii neplictisim sau nu știu ce. Adică dacă stai să vorbești puțin cu ei, te văd pe tine ca pe, cum i-ai zis lui băiatul atunci, ca pe o mascotă, ca și cum tu mă iei de aici, mă pui aici. Mai și vorbim, facem și Caterinca, dar mai și vorbim. Și probabil de asta, nu știu, unul dintre motive, cred eu. Dar n-ai dat un research deep inside așa, n-ai mers prea departe cu treaba asta, nu? Nu. Okay. Nu, am mers prea departe. Hai să, la început, vreau să te cunoască lumea cât mai mult și apoi ne afundăm așa în subiect, în discuții, știi? Câți ani ai? 25. 25 de ani, puștan ca mine. Suflet de copil, bineînțeles, nu? Îți dai seama, așa, nu? Așa zicem toți. Și la 40 de ani o să avem suflet de copil. Bă, nu știu ce suflet de copil mai e la 40 de ani, sincer, dar nu. Pe cât ești? 16 iulie. Azi mai mare ca tine, 21 martie, berbec. Rac. Dar am și ceva din taur. Mamă, crezi în astea?
Nu, am zis că am și ceva din Taur. El este invitatul perfect. Uitați-vă cum a luat sticlea de Pepsi să nu se vadă brandul, bă. Bă, ai gândit tot așa? Așa am făcut, nu, din greșeală am făcut treaba asta. Chiar voiam să se vadă brandul, că știi de ce? Mă gândeam că poate mă sponsorizează și pe mine băieții la Pepsi Max, că nu de alta, dar beau câte 10 de astea pe zi, ești nebun la cap. Bă, că ai luat-o exact așa și cam mine, pregătită. Nu, nu, nu. Ești racu apucător de Taur. Taur. Ok. Exact. Crezi în zodii sau din cauza la nevasta? Nu. Chiar nu. Zic bine nevasta. Adică mi se par niște chestii random spuse la zodia care n-au nicio treabă. Nu se pot schimbi doar întâmplarea. La unii s-ar putea să folosească, știi? De întâmplarea. Uh-huh. Zic eu, nu știu. Zic bine soție sau zic iubită? Iubită. Hai să ne oprim aici și ne pun la cap. Unde? Am ceva de câștigat după acest podcast. Cred că mă fac cu câteva sute de euro. N-ai cerut-o mă încă, nu? Nu. De cât timp ești cu ea? Bă, avem vreo 2 ani și ceva. Hai, dar, păi aia zic și eu că e de vreme, încă suntem tineri, adică, na. Cum te-ai cunoscut? Ești mai mică ca mine. N-am întrebat niciodată. Bă, m-am cunoscut cu ea, culmea, pe jocuri, pe Counter, înțelegi? Adică, cum se cunoștea lumea înainte la CS1-6, când se făceau toate relațiile înainte pe Counter, numai că acolo a fost ceva mai diferit. A fost ceva mai complicat, să zic așa, cu ea, că vezi că am stat multe luni după fundulețul ei, pe bune zic acum. Înțelegi că mi-a plăcut mie și mi-am dorit și am obținut, știi? E bine că ți-a plăcut, că nu-ți plăcire. Bă, nu știu ce să zic, vezi că sunt unii care nu rezistă atâta timp să stea după o fată, gen să stai câteva luni după aia să-ți placă de ea, să vorbești cu ea și să nu poți mai mult, că na, nu bă, se vrea sau știu eu. Nu, da, cred că sunt mulți care abandonează, ai impresia că sunt mascul feroce și că dacă nu ți-a crezut din prima, gata. Mă rog, știi bine exact că asta ziceam, noi da. foarte mult timp, noi doi, la început, știi care erau glumele noastre sau cel puțin gluma pe care ți-o ziceam? Roberta! Da, yeah. Cum stă femeia cu tine, că nu știu. Ce-ți răspundea, bă, zic, nu știu nicio. Așa mă gândeam și eu despre oameni, da mă, dar până la urmă suntem un întreg. Bun, ai 25 de ani, ești puștan, ești cu Roberta, de 2 ani de zile, v-ați mutat împreună? Bă, nu ne-am mutat împreună, dar a venit pandemia asta și am zis că cel mai bine e ca ea să fie la mine. Înțelegi? Deci cu pandemia asta stă la tine. Da, stă la mine și nu știu cât are de când stă la mine, care vreo 7-8 luni, dar ne-am gândit că e mai bine așa decât să vină de fiecare dată și să ne supunem riscurilor, știi? Și cum? Să vină de acasă, ea n-are mașină, vine cu Uber-ul, mai că să e medic și e cam riscant. Cum simți asta? Cum ți s-a transformat? S-a schimbat un pic viața, dar orice îi zice. Bă, da, și cu bune și cu rele, că știi cum e, când stai cu femeia în casă te cerți mai des, de alea, dar e și bine, adică, nu știu, sincer acum dacă ar pleca și aș rămâne singur, cred că m-aș plictisi, da, și nebuni. Nu știu de ce. Te completează? Da. Na? Chiar da. Dar fiind amândoi gameri, împărțiți aceleași PC? Da, pentru că o să-și aducă calculatorul în ianuarie acum la mine. Am zis să fac chestia asta, că gen să-și facă și live-urile ei, să fac și live-urile mele, să mă joc și eu când vreau, să joc și când vrea și așa mai departe, ca să nu mai ne batem singur calculator. Îți mai cere și este jos, o lași sau asta? Da. Păi având în vedere că eu majoritatea timpului stau la calculator, îți dai seama că se plictisește. Mă, dacă și eu i-am făcut, Luana, i-am făcut, calculatorul meu vechi pe care l-aveam înainte să-l iau pe ăsta de la stresul. M-a rupt stresul în 7. Dai seama, dă-mi flaca pe gâscan. Salut. I-am lăsat calculatorul meu vechi ei. Știi? Și da. Nu prea la prinde des așa, că nu e mai ales ta, face YouTube, e altceva. Dar când se apucă să joace, e acolo, băgată. Și nu mă așteptam, că ea n-avea nicio treabă cu jocurile. Nu le avea, decât când m-a cunoscut pe mine, a început și ea. Ia bă, ce faci tu acolo? Bă, nu știu, știi cum e, adică și noi la început, până prinzi farmecul ăla, până te atrage un pic și după aia nu mai ești după calculatorul, mai acolo se acapă în el. Născut, crescut în București? Da. Mamă, ce zonă? Da. Am stat în Pipera când eram mai mic și m-am mutat în Berceni, deci Pipera, cred că eu e ok. Când eram mic știam numai că de bani gata. Bă, nu, n-a fost așa, am stat la cămin, cum se stătea înainte, adică, da, n-am stat rezidență, da, okay. N-am stat la zonă din aia unde stă Becali, înțelegi? Uh-huh.
Și după aia m-am mutat în Berceni, la apartament aici și na. L-ai cumpărat sau ești în chirie? L-am cumpărat. Oh. Ai vândut acolo ceva sau strâns? Nu. Ai mei. Ajutor, da. Cum să faci, strângi tu bani toată viața? YouTube de cât timp faci? Bă, am mai făcut și înainte, adică acum 3-4 ani, dar n-am făcut la modul legat, cum fac acum, eu fac zilnic, înțelegi? Mm-hmm. Dar așa, zilnic, de când fac acum, fac de 2 ani de zile, ca să zic așa, zilnic. Adică, rar să fie să nu fac 2 zile live la rând, știi? 2 ani, cam așa. Ce dracu se întâmplă în 2 ani de zile zilnic, 8.000 de abonați? Băi, nu știu, crede-mă că toată lumea mă întreabă și toți oamenii pe care îi cunosc, care fac YouTube, îmi spun, băi, nu înțeleg cum nu poți să crești, Eu am stat așa și m-am gândit, am ascultat și podcast-ul cu Cosmin Elsen, care a spus că nu mă ajută YouTube-ul. Probabil are și el dreptatea lui. Aici am ajuns și eu. Dar, am mai primit și eu raid-uri de la diferiți YouTuberi, XY, nu stăm să dăm nume acum. Și foarte mulți oameni care m-au intrat pe cea mi-au spus, wow, ce canal ai, cum de nu te-am descoperit până acum, înțelegi? Și băi, și chestia asta m-a făcut să înțeleg, zic, bă, eu nu am cum să cresc atâta timp cât nu am oamenii care să intre pe canal să-mi apese butonul de like, înțelegi? Și care să scrie un salut acolo sau ceva. Da, traficul ăla de oameni care te ajută să intre la recomandate. Da, dar nu neapărat, știi că mult, uite, de exemplu, din succesul meu de care mă bucur acum și pe care îl vede toată lumea și... Și pe care te felicit și bravo pentru că îl meriți și ai muncit. Să rămână. A fost o perioadă de mai, ca să nu fiu bulangiu total, zic un iunie, noiembrie. Deci 5 luni de zile în care am stat în brațe cu algoritmul, băi. Am făcut tot ce a putut și a ținut de mine ca să intru în algoritmul ăla. Și să știi că asta e în principal. Dacă ai intrat în algoritm, asta înseamnă. Uite, ca fapt divers, știi câte recomandări am avut, de câte ori a recomandat live-ul meu sau clipul meu YouTube-ul în decembrie? De 12 milioane. Până acum, în 16 zile, 12 milioane. Fă bune, și eu înainte, într-o lună întreagă, aveam 1 milion, at the most, adică maxim 1 milion. E, vezi, da. Treaba asta... Urma să zic ție că nu te ajută neapărat raid-ul și asta, că ai zis de raid. Nu. Am spus de oamenii care au intrat pe chat de la diferite raid-uri și mi-au spus cum nu te-am descoperit până acum, știi? Și oamenii, cum să mă descoper la modul dacă eu nu pot să fac 500 de like-uri singur? Cum să mă descopere și alte persoane care sunt noi, practic, știi? Asta ziceam. Da, știi, cumva eu te văd și acum ești, să și vede că ești un pic dezamăgit, un pic mai mult de fapt de ce se întâmplă. Că tu practic ai puterile tale, știi ce poți, știi cine ești și nu se întâmplă. Băi, ce se întâmplă de nu se întâmplă, la modul ăla. Exact, și probabil știi și tu cât de frustrant e, adică na, e și tu te-ai chinuit ca să urci. E munca, adică e munca ta, te trezești zilnic. Uneori faci și 2 live-uri pe zi, adică în cazul meu le fac și cu Counter și cu FIFA și cu alte jocuri ce mă mai joc. Da, e muncă, adică cine vine și zice că e așa fără la ureche, nu e. Știi că practic ca să ieși din zona asta și să reușești, acum tu trebuie să te faci un pic altceva, nu? Da, știu. Și m-am gândit că mai trebuie schimbat ceva. Nu te bate capul să faci ceva? Ai venit cu... Trebuie să mă gândesc ce să fac. Am stat și încă mai mă gândesc și încă mai pun la cale să mă gândesc ce să fac. Deci fac ceva nou care să prindă și să atragă oamenii să-i țină puțin conectați acolo la mine, să mă ajute un pic, știi? Asta e. Și ce-ți recomand? Mm? Nu o să gândești treaba asta. Mi-a recomandat-o și mie cineva, nu o folosesc încă. O țin un fel de backup. Facebook Ads. Mai detaliat? Reclamă pe Facebook. Nu știu dacă zic perfect bine, dar mi-a zis băiatul ăsta care mi-a arătat o schemă, o toată nebunia. Deci nu trebuia să mă bag eu nimic față de el. Eu pur și simplu nu făceam. Eu plăteam, eu mă duceam, eu puneam clipul, eu tot. El doar mi-a recomandat. Undeva la 1000 de lei, 1000 de lei în campanie, dacă bagi, poate să ajungă la undeva 600, 700 de mii, 800 de mii, 1 milion de persoane care să vadă postarea. Da, Facebook e Ads. Într-adevăr. Te bagă, te ajută Facebook-ul din câte știu, dacă ți promovezi postările și așa mai departe. Mm.
Ideea e că am uitat la niște statistici pe canalul meu și sunt în niște grupuri pe Facebook, de Counter, de FIFA, diferite grupuri. Am vreo 4-5 grupuri pe care postez de fiecare dată când fac live, pun acolo link-ul, știi? Păi și YouTube mi-arată că majoritatea oamenilor de pe canalul meu vin de pe Facebook, frate. Dacă îți vine să crezi, ești nebun la cap. Păi iauzi, atunci ce mai aștepți? Păi ce mai aștept? Nu știu ce mai aștept. Am rămas puțin șocat când am văzut chestia asta. Zic, băi, oare toți oamenii mei, majoritatea, mă rog, care vin la mine pe canal, vin de pe Facebook? Asta zice YouTube, așa îmi scria pe YouTube acolo. Știu că te uiți la statistici, la statistice, nu? Da. Acum cât de adevărat o fi, nu știu, dar tind să cred că e, adică na. Da, de ce recurs, nu? Ai recurs vreodată la boți? Nu. N-am recurs niciodată la boți decât când mi-au fost băgați de alte persoane. Persoane care, pe care poate le cunoșteam așa, nu personal, gen știi. Și îi mai întărătam, le ziceam, hai, bagă, 1000, bagă să intre, să facem circ, bagă să nu știu, dar în rest nu mi-am băgat niciodată boți. N-am știut cum se folosește chestia asta, pentru că știam că îmi băgam de mult. Ah, ok. Da, nu e ciudat, îmi se pare urâtă faza asta, adică și cum văd eu treaba asta cu boții? Îți bagi boți să te simți tu bine, mă. Că doar tu te simți bine. Practic, da, dar vezi că pe unii boții și ajută, adică am găsit, cred că N canale la recomandate, cu boți. Bă, frate, boți la modul, aveau 50 de like-uri și erau pe live 500 de oameni. Și live-ul apărea la recomandate. Cum? Care e algoritmul YouTube-ului? Habar n-am. Nu știu. Nu știu cum e permisă treaba asta încă cu boții, adică bănuiesc că și YouTube-ul știe despre treaba asta. Dar, da, bine, alea sunt diferite programe care... Niște chestii pe care... Tu postezi clipuri? Clipuri. Clipuri am făcut vreo 4-5 clipuri cu jocuri. Am făcut și un Funny Moments. Funny Moments, într-adevăr, l-am promovat, dar are vreo 7000 sau ceva de genul de vizionări, dar celelalte clipuri sunt în cap, pentru că nu au avut o bază de la care să plece, la modul în cap, 1000 de vizionări, 1000 și un pic, înțelegi? Nu au avut o bază de la care să plece, la modul să intre 3-400 de oameni, să lasă un comentariu și un like și mă rog. Să-ți vând un pont și poate și oamenilor care se uită în momentul de față. Eu am postat azi dimineață un clip, aseară la 10, 9:30. Da. Funny Moments. Eu știu că Funny Moments e urmărit la mine, pentru că extragi seva de pe live-uri și omul vrea să o mai vadă iar o dată. Highlight. Corect. Uite o chestie pe care lumea nu o știe, dar le zic eu acum, sau poate eu nu știu și o nu merg neapărat, nu se ghidează după ea. Și când mi-a făcut mie în primele 8 ore, adică până azi dimineață la 5:30-6 când m-am trezit eu, 28.000. E bine. E bine. Păi, în comparație cu ultimele 10 clipuri, toate din creșterea asta mai e top cu peste 8000 pe stele. De ce? Unul la mână, că e foarte multă lume interesată de canal în ultimul timp, corect. Da. Doi la mână, că s-a extras fiecare părticică din Funny Moments-ul ăla și s-a dus pe TikTok și unele sunt deja la 100.000, 150.000 și lumea întreabă în comentarii unde, cum găsesc cine. Dar principala chestie la clip e un sfat pe care îl dau acum. M-am dus în felul următor, m-am dus pe canal în ultimele 28 de zile și m-am uitat topul tagurilor după care lumea mă găsește pe mine. Topul tagurilor. Da, știu. Fani, Fani Conacu, Omega, Conacu nu știu ce. Am luat ultimele taguri, am intrat pe date statistice, am luat ultimele taguri. Băi, tagurile canalului. Nu ale unui clip. După ce caută lumea canalul tău, da. Da, și ca să înțelegi o chestie, astea diferă de la lună la lună. De exemplu, uite, exemplu simplu. În septembrie a bubuit pe TikTok toate clipurile care erau alea, bă, în afară de al meu. Ăla cu pușcăria, cu mulți înainte. Da. Bă, ăla a bubuit. Și lumea căuta mulți înainte Jilava, frate. Bă, mulți înainte Jilava, ești nebun? De ce la unde ai văzut când cauți o melodie și încep să scrii din ea? Pentru cine nu știe, ce ziceam? Clipul ăla era cu eu cu un pușcăriaș, mă rog, nu era la pușcărie sau nici nu știu nici acum, era foarte vechi de 2 ani de când m-am apucat eu. Părea că e în detenție. Da, părea că e Nuțu, mâncați-și gura ta, că l-au plantat așa o pic înainte să-l plătesc. Ți-a fost puțin. Și clipul ăla, îi ziceam... Ai fost la pușcărie? El m-a întrebat pe mine omul, pe OMTV. Ai fost la pușcărie? Zic, am fost 2 ani. Tu? Și el zice, las că e bine mă frățiară, eu mai am 2 ani. Și mie mi-a fost de reflex, când am gândit înainte, reflex.
mulți înainte. Și el a fost, bă, nu te-ai pula, mulți înainte. Și la modul ăsta, și-a bubuit. Și atunci pe TikTok în septembrie, lumea căuta mulți înainte Jilava. Mulți înainte, Jilava, mulți înainte. Jilava, 2 ani. Și eu am luat tagurile și le băgam în clipurile în care puteam eu să le bag și pe live-uri, mulți înainte, Jilava, Jilava, Conacu, Jilava, Conacu, mulți înainte. Și a ajutat. Și când oamenii căutau cu tagul ăla, te descoperam. Și acum asta vreau să zic. Uite că îți dau practice. În octombrie am scos chestia aia cu intră în apa mării de la... așa, și am făcut eu intro ăla prost. Și nu știu cum, să dusese peste 30 de mii, nu știu cât mai are acum. Eram prost rău de tot că am făcut caterincă noi. Dar unul dintre motoarele de căutare îmi spunea intră în apa mării către mine. Și am luat frumos tagul ăla și mi l-am tagat unde am vrut eu. Așa s-a întâmplat și cu clipul ăsta. Da, chestia asta cu tagurile chiar e reală și chiar e bună și chiar am ajută. Am luat tagurile astea și le-am pus pe clip și a făcut 27, 26, nici nu știu cu 28 de mii a plecat în primele 8 ore. Și de exemplu la 9 jumate s-au făcut 12 ore și în continuare are 30.000 și 200 de vizualizări. Și crește. Da, și crește. Are 13 ore clipul. Ăsta e un sfat pe care îl ofer și oamenilor, nu știu. Te ajută tagurile astea, cum te ajută și pe TikTok. Ai văzut când postezi For You, Fib și așa mai departe. Da, dar For You ăla nu prea mai e. Din ce am înțeles și eu și mă cunosc eu cu TikToker și am început să aflu și eu, For You page-ul ăla practic e un motor de căutare și te bag într-o bază, dar până ți apare clipul tău de jos, mai sus e... Sunt prea mulți oricum care pun For You și de-aia. Miliarde, mă, de clipuri, ce-i? Corect. Și asta vreau să zic. Mie mi se pare, eu am zis-o și o să zic întotdeauna, ești underrated, e clar. Ai calitate pentru mai mulți. Nu știu să zic o sumă, că o fi 15, că o fi 30.000, că o fi 50.000. Nici nu are importanță suma, cât ar avea importanță, cât ar avea importanță oamenii. Dar și observ acum la tine, sincer, că ești dezamăgit și nu-ți arde. Nu consider că te-a buimăcit, bă. Bă, da. Ți-am spus, pune-te în locul meu, adică pune-te în locul meu. Ai fost în locul meu, ai trecut prin astea și știi ce înseamnă și fiecare care face content știe ce înseamnă să o iei de jos și să fie greu. N-am fost de acord cu chestia cu promovările. Uh-huh. De ce? Pentru că am avut și eu donații la rândul meu, cum toată lumea are, și puteam să mă duc să donez la diferiți streamer să-mi promovez canalul. Dar cu ce mă încânta pe mine că făceam 15.000, 20.000 de abonați și se uitau poate mai puțini oameni la mine, știi? Era mai dezamăgitor după aia. Niciodată nu mi-a plăcut chestia asta, știi? Adică am încercat să fac ceva singur, să cresc ca să fiu ok. Bă, sunt cu duș și întors. Bine, nici eu nu le susțin. Nu le susțin din toate punctele de vedere, dar susțin colaborarea. Depinde și ce colaborare, știi? Depinde și ce colaborare. Că mai sunt și colaborări în care pur și simplu îl iei pe unul, el nu face nimic și hai, urcă-l și tu. Dacă eu m-am urcat eu pe mine, te urc și pe tine. Corect. Da, dar tot, stai un pic că omul ăla trebuie să-ți ofere ceva. Deci contra promovărilor sunt și eu tocmai de aia nu fac, tocmai am luat decizia asta, mai dăm mult să nu fac promovări, că nu ajută decât, mă rog. Păi o promovare dacă, de exemplu, vine cineva cu un canal de la zero, înțelegi? Bă, poate că l-ajută să-i faci 2, 3, 4, 500, 1000 de abonați, înțelegi? Dar cineva care are un canal de 2-3 mii de abonați la care a muncit și așa mai departe, consider că nu are rost să-și facă promovare, că câte canale ai văzut pe YouTube care au 15.000 de abonați și se uită 20 de oameni la ei? Multe, zic eu. N-ai văzut? Multe, foarte multe canale, înțelegi? Și atunci cu ce te alegi? Cu numărul de abonați? Nu te ajută cu absolut nimic, știi? Adică sunt niște cifre. Mai încântat aș fi de faptul dacă aș avea un 70-80 de oameni pe live acolo, știi? E altceva. Bă, tu ai, din ce știu eu, ce am mai vorbit eu cu tine și poate unii oameni știu, tu ești un jucător foarte bun de CSGO. Foarte bun? Eu adică mă ce consider foarte bun acum, am fost foarte bun, dar într-adevăr consider că joc bine. Ai lăsat nivelul nu foarte jos? Bun acum. Da, de ce? da, pentru că am considerat că nu merită să te joci. Uite cum s-a lăsat și Ryder, care e prietenul meu, înțelege Counter. Bă, omul, toată lumea știe pe Ryder, adică despre ce vorbim, unul dintre cei mai buni în România, cu Xelo, se băteau cu băieții acolo, înțelegi? Băi, a zis, băi, nu merită, adică te antrenezi. Ca să ții ritmul ăsta, te antrenezi zi de zi, tragi tare, te antrenezi, înțelegi, și cu echipa și individual. Și la sfârșit, meritele care sunt? Rezultatele care sunt? Nimic. Nu ești plătit să faci chestia asta în România, să te joci pe nici măcar 100 de euro, să zic așa, și crede-mă că e puțin față de cei în afară. Și din concursuri nu câștigi absolut nimic. Bine, am mai apărut Jackson în ultima vreme care face niște concursuri wow, adică
nu găseai așa ceva înainte și vi se pare o oportunitate super mare și jos pălăria, n-am ce să zic, înțelegi? Wertic care la fel e chester și nu exista așa ceva înainte, adică face un chest la nivel despre ce vorbim, înțelegi? Mai erau la PGL, adică Shadow pentru cine știe, dar nu erau la nivelul la care e Werty, înțelegi? Adică eu consider că e la alt nivel acum Werty. Bunele oamenilor, și țin să-i felicit. Țin să-i felicit. Și da, revenind la subiect, nu consider că merită să faci chestia asta, adică te joci pentru nimic, te joci să obții nimic, înțelegi? Și atunci când se întâmplă chestia asta, nu mai e nici tu tragerea aia. Bă, hai să câștigăm, hai să batem, hai să facem. Nu da, ai, tu vorbești în momentul în care ajungi la un nivel competițional de echipe. Da, exact. Că la început toată lumea să joacă. Sunt câțiva pași, câteva stagii, cum ar fi. La început e cunoașterea, afli de joc, vezi cum e jocul. Exact. Apoi îți place și te joci de plăcere. Atunci evoluezi pentru tine, tragi că e plăcerea ta. Da. Atunci da, e perioada corect. Ta. Da? Și vine la un moment dat un boost când unii ajung la niște echipe. Da, când ajungi la niște echipe, da, oportunitatea asta, ăla e boost-ul. E din plăcere, da. Dar e și boost. Pentru bani, da. Posibilitatea de faimă. Corect. Era să zic numere, cifre, nu. Achievement-uri, căcat. Cupe, astea. Da. Bun. Și la un moment dat, majoritatea oamenilor se lovesc de treaba asta, deși ar trebui să se aștepte. Bă, în România nu e așa de mare piața. Eu știu și sunt de acord cu tine la chestia asta. Dar nu o să poți să ții niciodată ritmul la nivel de echipă, să te joci în continuu și să nu primești nimic. Pentru că tu practica să faci chestia asta și să fii atât de bun, stai foarte mult închis în casă și îți petreci foarte multe ore la calculator, înțelegi? Și rezultatul, hai să le explici dacă nu muncești așa mai departe, nu poți să hai faci să nimic. Hai să le explici oamenilor cum te-ai apucat tu de CSGO și ce a însemnat pentru tine CSGO. Bă, CSGO pentru mine a însemnat toată copilăria mea, să zic așa. Și cum am apucat eu de CSGO? M-am apucat cu Counter 1.5, mă jucam pe vremea aia. La început, era mic, nu mai știu câți ani aveam, că sunt mulți ani. După aia am trecut la 1.6, înțelegi? La 1.6 la fel, cum începe toată lumea, ai văzut să te joci pe public, cum ai spus și tu, din pasiune, te joci pentru tine, înțelegi? Și după aia am avut niște prieteni care au zis, hai să ne băgăm la PGL. Știa pe ce e la PGL? Eu jucam bine pe vremea aia, Counter 1.6. Nici înscrierea nu mi-am plătit-o la PGL, deși era 20 de lei pe vremea mea, am plătit-o băieții și de mâncat, să înțelegi cât au vrut ei să ne jucăm în competiția aia. Și am jucat la PGL și am promovat undeva prin divizia C. Și din divizia C l-am descoperit pe Exit. Înțelegi? De la Cool Gaming, da. Okay. Ei și-au spart echipa, au avut echipă în divizia A, Cool Gaming. Nu mai știu exact line-up-ul. Și-au spart echipa și s-a evit oportunitatea care Exit a zis, vin la voi în echipă, dar mai am un băiat cu mine. Era vorba despre Zero, care și el e prietenul meu, înțelegi? Uh-huh. Și atunci am zis, bă, deci de bun, luăm doi jucători de divizia A, trebuie să dăm doi afară, că n-avem, trebuie să evoluăm și noi, n-avem cum să stăm, să stagnăm aici în divizia C. Cine și era pentru mine atunci încep... liderul la voi? Exit, după ce a venit în echipă, Exit era liderul, el și ea cu ce... Înainte era un băiat pe care îl chema Rascu, din câte mi-aduc aminte, da, el era clan lider, el se ocupa cu toată chestia asta, știa mai multe decât noi și așa mai departe. Și după ce a intrat Exit la noi în echipă, practic el a devenit liderul, fiind și mai mare și așa mai departe, experiență la PGL, el a devenit liderul și am jucat împreună, ne-am învățat multe chestii și vreau să mai vorbim puțin despre tema asta, pentru că am văzut foarte mulți oameni care râd de Cool Gaming și de Exit, înțelegi, pe CSGO. Dar oamenii ăia trebuie să înțeleagă că omul ăsta Exit e un, eu am mai spus-o de multe ori, e un Hagi al Counter-ului. Deci el ia oamenii de jos, îi crește și îi lansează. Foarte multe exemple. Rider, Semințe, Xelo, Coscore, Cosmin, Bieu, Zero, mulți, foarte mulți oameni pe care îi învață Counter, îi crește și se dezvoltă după aia la echipe, cum e Nexus, cum sunt diferite echipe, înțelegi? Și da, toată lumea are de del când aude Cool Gaming, înțelegi? Dar nu e nimic de râs în chestia asta, eu le-am spus și m-am mai certat pe tema asta cu mulți. În fine. Și atunci a început Counter adevărat pentru mine, la PGL, când a intrat Exit în echipă cu Zero, ne-am jucat, ne-am antrenat, ne-am învățat jocul și am început să ne băgăm la concursul, îți dai seama, la PGL. Până am ajuns să ne calificăm la DreamHack. Mamă. Calificarea la DreamHack a fost una dramatică, ești bun, ce s-a întâmplat în ziua aia, istorie. Povestim, dacă vrei să povestim. Da, n-am treabă, am avut... Care-i primul... Spune. Deci ați început să vă jucați, știi, că vreau așa să o iei. Da. Story time, la modul ăla. Pas cu pas. După ce v-ați antrenat, v-ați astea, care a fost prima chestie unde v-ați băgat? Să vă testați și voi ca echipă.
prima chestie după ce am intrat, începuse sezonul de PGL și a trebuit să promovăm. A trebuit să promovăm, am avut baraje de promovare, le-am câștigat și am promovat, înțelegi? După ce am promovat, s-a făcut Cupa PGL sau ceva de genul, înțelegi? Uh-huh. Cupa PGL, unde ne-am jucat și acolo și așa mai departe. Și după aia au venit calificările pentru DreamHack. Se făcea DreamHack în 2011 la Constanța, la Forte, pentru cine știe. Eu nu Forte, știu, Forte, dar Forte, oamenii Forte. Probabil dacă... Da, 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 da. Și ne-am băgat la qualifier acolo. A trebuit să mergem să ne jucăm de la sală, de la Discovery Arena pe vremea aia. Și era cu loser bracket. Cum... Întâmplarea a făcut... Scuze, cum... Spune. Zic bine, vă ducea sub calculatoarele voastre de acasă? Nu, 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 nu. Ăla era alt concurs care se ținea la o facultate, se numea Bring Your Own Computer sau ceva de genul, okay. Trebuia să aduci propriul PC. Mă rog. Înțelegi? Noi ne duceam și ne jucam la sală, la Discovery Arena. Toată lumea cred că cunoaște sala asta. Cum mai zis? Loser? Era cu loser bracket, da. Practic, dacă pierdeai un match, intrai în loser bracket și de acolo mai aveai șansă să te duci să joci mai departe. Dacă mai pierdeai încă unul, la revedere. Ok. Și am pierdut primul match. Mam. Primul match, loser bracket, direct. Bam, zic, gata, mai știu că mă nu plecăm acasă. Din loser bracket am bătut toate echipele, toate echipele, efectiv, și erau mai echipe bune, până am ajuns în finală cu EQ. EQ, pe vremea aia, Sedan, Deget, Ofic, toți băieții. Înțelegi? Mamă. În finală cu EQ am ieșit afară, am fumat și eu ții care ne uitam așa, zic, ne spargă ăștia ce să facem, ești nebun, ne bat ăștia de rezăpăcesc. Și a început meciul, jucam Tuscan. Îmi aduc aminte, pe vremea aia Tuscan jucam, o hartă care îmi plăcea mult rău de tot. Bă, și ne conduceau 14-9. Era 14-9 pentru ei, înțelegi? Că practic mai luau două runde să trebuia meciul. A rămas într-o situație, eu de 1 vs 2. Înțelegi, ăștia au tăcut toți, au zis gata, a pierdut ăsta runda. Și l-am pierdut, îți dai seama. Era 14, nu am câștigat runda 1 vs 2, rămăsem cu Dece și cu Taofi. Când dăduse hit de polar, era vai de morții mei, se capă jumate 30 și pe a luat runda, aici jebul la cap. Au țipat aia, s-a făcut 14-10 și de la 14-10 i-am bătut 16-14 și ne-am calificat la DreamHack. 16-14, jebul la cap și ne-am calificat la DreamHack. Bă, dar eu n-am ce treabă, mi s-a zbârlit mie pielea pe mine. Gândește-te câte mesaje am avut în ziua aia pe Facebook și pe Steam și pe peste tot, unde toată lumea m-a felicitat că practic eu le-am câștigat runda aia, să zic așa, și aia ne-a băgat în meci înapoi și am câștigat meciul. Era CS1-6 sau CS-GO? CS1-6, CS1-6. CS1-6. Okay. CS1-6, da, mamă, exact, pe vremea aia 2011, GO-ul parcă a apărut în 2012. Sedan la 1-6, tată? Nu, no, n-avei, ești nebun, nu o dădeai cu el, crede-mă. Deci am avut și noroc, da, asta e, ești nebun. Am ce jucat și bine noi ca echipă, am jucat și bine. Și ați bătut atunci. 16? 16-14, i-am bătut de la 14-9 pentru ei. Nici o rundă. Și mamă, ne-am calificat și la DreamHack, mare concurs. Ce s-a întâmplat? După ce a, deci când s-a făcut ultimul kill sau a explodat bomba, ce ați făcut? Hai de capul meu, bă, nu știu, mie îmi tremurau mâinile, eu eram copil, deci crede-mă. Și în urmă de aia când a rămas 1 vs 2, nu știu cum i-am bătut, pentru că mie îmi tremura mâna pe masă. Adică dacă trebuia la mine, așa făceam ești, bun, nu mai puteam să mai mă abțin. Și na, prima reacție, îți dai seama, ne-am bucurat, am urlat, a venit și patronul de la sală, ne-a felicitat. Și ai bătut pe EQ, frate, și era EQ pe 1-6, ești bun. Și ne-am calificat la DreamHack atunci. Practic noi trebuia să le luăm locul lui EQ, că dacă i-am bătut ei nu s-a mai calificat, dar nu s-a prezentat o echipă și așa i-a băgat pe ei, înțelegi că au fost finaliști cu noi. Că altfel ei nu mai veneau la DreamHack din cauza noastră pe vremea aia. Bă, da, și era DreamHack. Cum? Au acceptat înfrângerea? Bă, au acceptat înfrângerea, din câte mi-aduc aminte când am ajuns pe la Constanța, pe la Forte, mă căuta Sedan să vadă cine e Options, cine e Options. Înțelegi cum am fost acolo mic pricăjit vai de capul meu, ai zis, ăsta e Options, zice, bun, la că vezi că joacă bine copilul, nu știu ce. Mi-a zis, bravo, m-a felicitat, îți dai seama. Da. N-a avut nimic cu mine băiatul. Bă, și acolo când am ajuns la DreamHack era, bă, nu știu frate, parcă mă simțeam în altă lume, adică, nu știu, mă simțeam, vedeam toate echipele, toți jucătorii buni, care eu eram fanul lor, Egemon, am fost fan Kidor, fan Sedan, eram fanul la tot eu. Pă bune, adică mă uitam la toate clipurile cu ei, pe public, intram cu numele lor. Mamă. Da, pă bune, nu. Și ai ajuns la DreamHack cu echipa? Cu echipa, da, cu Cool Gaming. În ce sistem? Bă, la fel, dacă pierdeai două meciuri plecai acasă, înțelegi? Adică mai aveai șansă să mai joci încă unul dacă pierdeai pe primul. Nu mai țin minte exact cum s-a făcut atunci, mi se pare că s-a tras la sorți, la fel cu bracket, care cum joacă până în finală, înțelegi? Și a picat primul meci cu OASD-AMD, pentru cine știe, WASD.AMD. Nu-ți mai pun la socoteală faptul că imbecilii ăștia nenorociți cu care eram în echipă au băut toată noaptea, ești de bun la cap și pe a doua zi nu mai putea să joace nimic, dar am plecat în două meciuri acasă. Mare dezamăgire, ce am trăit două meciuri, am jucat de-a băut în două meciuri, am plecat acasă. Da, asta s-a întâmplat?
Da, am condus pe oasă de amădă și am primit cu 7-1. Aveam undeva la 17-18 kg în rând, a 5, ești nebun, adică eram Da. călare peste ei, băteam de îi lua draci. Și nu știu ce dracu s-a întâmplat, ne-au bătut 16-9, ești nebun la cap, Mamă. adică ne-au întors și sal. Al doilea meci a picat cu Voodoo, niște băieți din Iași pentru cunoscători. Au aruncat în aer și ea la 5, îți dai seama, a plecat acasă. Dacă ăștia au băut toată noaptea, nu puteau să joace nimic, miroseau, nu mai avut, că zic, tu vă în gură de nenorociți. Ok, Da, și ce să după. faci? Bă, trecerea de la 1-6 la 5 gol pentru mine a fost ceva dramatic, adică nu vedeam cum pot eu să las jocul ăsta care m-a consacrat, care m-a lansat, m-a cunoscut lumea pe un jocul ăsta. Nu veneam, venea să plâng, ești de mult la cap când am văzut că s-a scos CSGO. Și nu-mi imaginam, zic, eu nu o să trăi niciodată de la 1-6 la CSGO, eu pe jocul ăsta rămân. Dar n-aveai cum să rămâi pe jocul ăla, că el practic murise, adică toată lumea se trecuse pe CSGO, rămăsesem de câțiva băieți care ne mai jucam 1-6. Și n-avea rost, S-a trebuia să simțit faci repede trecerea asta. moartea 1-6-lui? Cum? S-a simțit repede moartea 1-6-lui? Bine, moarte e dur spus. Că, și acum se mai joacă lumea CS 1-6. Moartea Da. competițională cumva. Pentru că a Da, apărut un da. joc nou și automat toate competițiile cu același format, aceeași ideologie, CSGO, CS 1-6, și toate competițiile au fost mutate Exact. în CSGO. Exact, La da. nivel. Tehnologia avansa, adică se făceau cum a fost chestia cu Adi și cu Shadow, comentatori, cu studio la PGL, adică nu mai era cum era pe 1.6, te Da. jucai, nu știa nimeni de tine, offline și la revedere, înțelegi? Automat că au trecut competițiile pe CSGO, da, aveai ce să faci, am zis, trebuia să te muți. Și cum a fost trecerea Chiar, de pe? bă, la început mi s-a părut grea, adică mi se părea un joc greu, frate, era totul nou, ești nebun, totul nou, efectiv, nu mai știai nimic, nu, nici flash-urile nu se mai duceau la fel, nici mocurile, absolut nimic. Era totul nou pe CSGO, dar trebuia să înveți, să iei de la zero, cum au luat-o și alții. Practic, ăsta a fost și avantajul, că a luat-o toată lumea de la zero, înțelegi? Că dacă era jocul apărut de mult și se jucau alții dinaintea ta, practic era greu să evoluezi, Da. adică, na, erau mai buni ca tine, așa, au luat-o toți de la zero După și... cât timp după release ai te mutat? Bă, cred că 2013 spre 2014 și jocul a apărut în 2012, din câte Deci mi-am ai aminte, stat adică un an ceva. și ceva, aproape 2, da, am stat Da, ceva. dar de ce să stătea? De ce nu s-a schimbat imediat toată lumea? Pentru că toată lumea era obișnuită cu 1.6, a fost jocul copilăriei, înțelegi? Toată lumea știa de 1.6, de concursurile de 1.6, de sedan, de Dar nu toți era și băieții. cumva teama asta de a pierde toată evoluția pe care a avut-o până atunci? Ba da, era și teama asta pentru că, na, nu știai că o să intri într-un joc nou și O să urmează fii să la fii la fel fel. de bun ca pe jocul vechi, știi? Și era teama, bă, ce fac, eu de la zero, dacă nu mai joc bine, dacă nu până învăț jocul, până alea, ce fac, înțelegi? Și exista și teama asta. Dar ideea e că, știi, au început să strice CS 1.6 când a apărut CSGO. Da. Adică tot îi făcea update-uri de astea interesante și nebune, de nu mai puteți să te mai joci absolut Cum deloc, ar fi? ești de bun și, nu Mai știu. ții minte ceva? Era un update, dacă mi-aduc eu bine aminte, ceva cu smocurile, nu știu. Păi te dai smocul și indiferent că aveai 32 de bit, se vedea prin smocul ăla ca la nebunie, gemul la cap. Adică era inutil smocul, înțelegi? Parcă mi-aduc aminte de chestia asta. Parcă asta e chestia care am văzut-o prima oară că au schimbat-o și nu mai puteai să te mai joci, efectiv. Stricau jocul, nu mai se trăgea la fel, nu știu. Într-o comparație, cumva așa, nu știu, ai avut același nivel pe 1.6 ca pe Go? Adică cum? Unde crezi că ai fost mai Consider bun? că am fost mai bun pe 1.6, dacă mă întreb pe Da? mine. Sincer, consider că am fost mult mai bun pe CS 1.6, da. Bă, la modul, eram copil și mă jucam toată ziua, frate. Școală, acasă, counter, școală, Da. acasă, counter, înțelegi? Și numai chestia asta făceam zilnic, zilnic, zilnic și a devenit foarte bun. Și nu era un joc ca și CSGO, căruia se făcea update la tras sau update la nu știu ce. Era jocul lăsat și pe jocul ăsta mergea, înțelegi? Dacă învățai cum să tragi și ce să faci, nu-ți mai trebuia nimic. Terminase jocul ca și cum. Care erau cele mai tare echipe atunci, știi, cumva? Da, 1-6. băi, era Tech și EQ care erau primele În cap de România, nu? serie. Da. Ok. În afară, nu știu, erau bulgarii, HSBG, parcă erau multe echipe. Erau și Navi și ăștia, îți dai seama, care sunt și acum, Fnatic și așa mai departe. La noi, România, Tech și EQ, care se calificau cam la toate concursurile. Și mai erau câteva echipe, ți-am zis, prin divizia A, băieții de la Voodoo din Iași, OASD, AMD, din ce mai mi-aduc aminte. Eram noi, culo, adică, ca să înțelegi, la 1.6 când se făcea LAN, veneau 16 echipe, toate echipele erau bune, adică nu știai niciodată cine câștigă concursul ăla. A, deci Asta era frumos la jocul ăsta.
Și acum înțelegi? La CSGO practic știi deja. La CSGO te duci la sală, i-ai văzut pe băieții de la Nexus și te uiți așa un pic în gol și asta e un meci mai prost. Pentru că după părerea mea nu prea are cine să-i bată din România dacă ei se joacă la nivelul ăsta în continuare, știi? Sunt mixuri bune care să fac stai și băieți pic, care joacă pic, bine. Ai făcut trecerea pe CSGO, da? Hai să o ținem așa până ajungem în Nowadays. Și cum s-a întâmplat ceva când ai făcut trecerea? Adică mai erați aceiași băieți? Da. Noi eram în continuare prieteni, eu cu Exit, cu băieții de la Cool care ne jucam la 1-6 și am încercat să evoluăm împreună pe jocul ăsta. Înțelegi? Antrenându-ne, luam pracuri de pe diferite grupuri pe care era Exit acolo pe Steam, Facebook, nu mai știu pe unde era. Lua pracuri cu echipe destul de bune, care și ele făcuseră trecerea la CSGO și ne antrenam, ne jucam, înțelegi? Că practic așa învățai jocul, foarte mult respawn și mult antrenament, meciuri. Și așa te învățai cu jocul, că altfel n-aveai cum, n-aveai ce să faci. A fost greuț puțin, dar eu zic că am învățat repede, am prins repede. Bun, 2014 pe acolo, nu? Da. Și cât ai mai stat în echipă la băieți? Băi, am petrecut mult timp la Cool Gaming, a fost și copilăria mea, existența m-a învățat multe, nu știu să zic așa, un an cât am stat. Am stat mult cu dar Cool Gaming, cumva, da. Dar practic cumva, când zici treaba asta, știi, nu știi neapărat unele date, am impresia că se dusese ideea asta de echipă, era mai mult prietenie, știi? Păi la noi așa era. La noi la Cool Gaming așa era, ca să zic așa, nu prietenia... Business echipă, business și gata, nu bă frate, ești tu Nu, la noi prietenia era pe primul loc, înțelegi? Adică noi ne duceam, făceam grătare împreună, mâncam împreună, beam împreună, timpul îl petreceam majoritatea împreună, înțelegi? Pentru că așa vedeam noi chestia asta, asta ne-a unit, Cantor, o prietenie, înțelegi? Și eram ca o familie, să zic așa, și chestia asta ne ajuta, frate, adică pe vremea aia te ajuta. Acum nu știu cum mai e, că na, multe echipe se joacă pe prietenii și nu reușesc, dar nu, atunci ne-a reușit și ne plăcea chestia asta. Ai mai făcut parte din ceva echipe? Da, la CSGO am mai făcut, la 1-6 nu, la CSGO am mai făcut parte din Ario, m-am jucat la Ario, frumos proiect, cu Albert, Bootcamp și așa mai departe. M-am mai jucat la băieții de la Sinners. La început am fost coach pentru că la fel nu voiam să mai joc atât de mult Counter. Și am zis, băi, dacă nu mai petrec atât timp să mă joc în Counter, mai bine mă pun coach aici în spatele vostru când aveți la nu și așa mai departe. Mai văd o chestie, mai văd o schemă, vă zic și poate vă ajut, înțelegi? După aia nu mai știu cine a ieșit din echipă de la Sinners și am intrat și m-am jucat foarte puțin, nu m-am jucat mult. Și cam asta a fost, înțelegi? Adică, na, nu prea mult. Te-ai lăsat repede. Da, m-am lăsat repede că, ți-am zis, n-am văzut o oportunitate în chestia asta și nu cred că era în continuare, adică nu cred că era în continuare, poate că era acum, că sunt alte concursuri, am vorbit despre chestia asta cu Jaxi care face concursuri și stream și așa mai departe. Da, poate că era o oportunitate acum, dar nici să mă reapuc e foarte greu, crede-mă, să stai să te joci atâtea ore e fai de capul meu. Mai ales în condițiile în care ai o oarecare stabilitate în momentul de față, iubita, exact, stream. Exact, da. Nu cred că ar rezista Roberta să stau să mă joc 8-9-10 ore numai Counter. Bă, și ce nu m-am gândit eu niciodată dacă Shroud avea gagică, bă, când juca el pentru... Bă, nu știu ce... Având în vedere cine era, probabil că avea gagică, ești bun, nu știu ce să zic. L-am iubit foarte mult, bă, și îl iubesc în continuare, la modul de jucător. E da. Pentru mine, în continuare, rămâne regele aimului, din cât am văzut eu. E foarte competitiv la majoritatea jocurilor, pentru că așa sunt ei, ești nebun la cap, așa sunt ei, adică... Cum juca Shroud PUBG. Oh. Despre ce vorbim. Și uite, asta avem și noi un Shroud al nostru în România, știi, nu? La PUBG? Nu, sau un ce? Shroud. Per total, cine? Zic eu. Cine? Jaxi. Avem și noi pe Jaxi. De ce? Și la fel a făcut și el. Bine, nu știu dacă Jaxi exact a făcut treaba asta, dar mi se pare că am văzut un clip de la el. Știi că... Shroud a fost streamer. Jucător, a fost streamer, l-a luat a devenit jucător profesionist și apoi s-a retras doar pentru streaming, pentru că probabil se întreținea foarte bine din streaming și streaming era ceea ce vrea el să facă. Exact. Și Jaxi mi se pare că la fel a făcut. Gen a fost jucător la Nexus și apoi a rămas doar pe streaming și mi se pare că ideea e exact. Bună. Chiar e o idee bună pentru că e altceva să-ți faci comunitatea ta de oameni, să te joci tu când vrei, ce jocuri vrei, oamenii să te aprecieze pentru ce ai făcut în trecut practic, să se uită la tine, înțelegi? E altceva. Și nu văd de ce să nu facă chestia asta, adică
cred că au luat cea mai bună decizie și Jackson și Shroud și toți care fac chestia asta. Nu chiar toți, că poate mai sunt oameni care se lasă de la nivel competițional și se apucă doar de streaming și nu reușesc. Păi da, păi nu, vorbeam despre cei care reușesc, adică da, ca să reușești pe chestia asta cu streamingul, trebuie să fi fost și cineva înainte, gen să zic așa, gen uite cum a fost Jackson, de exemplu, că mi-a dat exemplu pe el. El era jucător foarte bun la Nexus, lumea îl cunoștea, de-aia și reușit pe partea de streaming, că dacă se jucă la altă echipă unde nu-l cunoștea nimeni, poate că nu-i reușea, da. Înțelegi? Păi, așa mai departe, adică trebuie să te joci până ajungi sus, ca să poți să reușești și pe partea de streaming, cred eu. Acum e tăticul lor, ești nebun? Acum e ce trebuie. Da. Cu ce oameni de pe internet o să te înțelegi foarte bine? Bă, mă înțeleg foarte bine cu... foarte bine, la modul și ții legătură și mai zici un off, da. Stresul, pot să zic că e primul, pe care îl consider prieten pe bune, da? Pe prostul de stresul? Nu, pe deșteptul de stres. Deșteptul la cap. Stăpinul. Stăpinule. Da, la modul chiar am vorbit foarte multe lucruri cu stresul și omul care știe să te asculte, știe să înțeleagă, înțelegi și să te și sfătuiască pentru că pare și el o vârstă. E și muis când vrea și când trebuie. Din nimic, stăpine, mă predau. Așa? Mă consider prieten cu mulți băieți, numai că cu unii nu vorbesc atât de mult cum am vorbit cu stresul, înțelegi? Adică, uite, și pe tine tot prieten mă te consider și am vorbit. Numai că n-am vorbit noi de desubturi, dar am vorbit multe chestii și noi. Am vorbit și de desubturi. Am vorbit, dar nu gen cum am vorbit eu cu stresul, adică cu stresul mă cunosc de mai de mult timp și am vorbit multe chestii cu el. Sunt mulți băieți cu care mă înțeleg bine, na. Să dau așa nume de streameri, nu știu să zic exact. Ai și băieți fără să-i nume sau fete, mă rog. Ai și oameni cu care te înțelegi bine, dar de fapt nu te înțelegi bine? Da. Care au impresia că vă înțelegeți bine, dar de fapt e complet diferit, nu? Da, sunt și foarte ce mulți. Și ce părere lasă oamenii ăștia? Fake. Dar de ce sunt fake people? Nu știu, așa mi se par mie, că nu știu, parcă... Deși s-au întâmplat atâtea sau, mă rog, fiecare despre care vă zic că acum a avut ceva cu mine în trecut și acum se face că nu mai are nimic cu mine și așa mai departe și că vorbim normal și chestia asta nu-mi plac. Adică eu dacă am ceva cu tine, Conacule, dau mesaj, băi Conacule, vezi că nu mi-a convenit chestia aia. Așa sunt crescut, frate, de ce să te deranjezi că ți-am spus chestia asta? Adică vorbim, discutăm despre tema asta. Ei, alții preferă să vorbească frumos pe la spate și când ne întâlnim, salut, sau bună. Urât. Mi se întâmplă și mie chestia asta, mi se întâmplă de mult. Sunt destui. Unde te vezi în viitor? Ce vrei să faci? Ce... Bă, dacă mă întreb pe mine unde mă văd în viitor, nu știu, eu fac stream cu pasiune, adică live stream când îl pornesc din pasiune, îl pornesc că îmi place, asta e ce vreau să fac, înțelegi? Pe viitor vreau să cresc, da, vreau să fac ceva... Cum? Tot în live stream te vezi? Da, deocamdată tot în live stream mă văd, pentru că au trecut 2 ani frumoși, zic eu, am cunoscut oameni super, înțelegi? Și chestia asta îmi place să fac, adică chiar îmi place să fac chestia asta, n-am de ce să zic, domne... Știi că multă lume nu-i dă viață lungă online streamului. Bă, consider că dacă ajungi la o sumă frumoșică, adică și la niște oameni care se uită la tine, chiar dacă să zicem pică YouTube-ul, deși e greu de crezut, sunt atâtea platforme, frate, pe care poți să faci de streaming și oamenii vin pentru că te cunoști și le place ceea ce faci, înțelegi? Adică rămâi conectat într-un fel cu ei. Ți-a fost greu să pornești la început pe YouTube sau te-a ajutat cineva? Bă, la început m-a ajutat Neveu. Neveu a fost un care mi-a zis, bă, de ce nu faci și tu, că uite, te joci, frate, toată ziua și așa, e păcat să nu faci. Mi-a făcut setările la OBS și tot ce trebuie. El, practic, mi-a dat așa un zvânc, știi, băi, apucă-te. Înțelegi? Și am făcut la început atunci, mi-a plăcut, socializam cu oamenii, mă jucam, era frumos. Am avut o perioadă în care m-am lăsat, undeva aveam la 700-800 de abonați, pe care ce crezi, am făcut foarte repede, nu cum îi fac în ziua de astăzi, că astăzi îi fac greu rău de tot, în ziua de astăzi abonați să fac greu rău de tot, cel puțin la mine, nu știu. Da. Cred că nu fac 30 de abonați pe lună, dacă vrei să mă crezi. Mamă. Da, am avut și asta o lună de asta. Am avut și o lună de asta. Am avut o serie de 3 luni cu sub 50 de abonați. Da, e foarte urât că știi cât muncești și ți-am zis, e așa. Și Neveu a fost băiatul care mi-a dat startul, să zic așa, știi? Și m-a ajutat, chiar mi-a dat sfaturi constructive, mi-a spus, băi, trebuie să fii, nu trebuie să ai emoții, nu trebuie să ai alea, te joci, frate, faci ce-ți place, vorbești cu oamenii, e tot ok. Emoții, n-ai cum să n-ai emoții, la început atunci îți dai seama. Te lovește orice chestie și primii
tăi 10, primii tăi 100 de oameni și primii 50 de abonați și primii 50 de euro și primul, nu știu, pe un joc nou sau o fază făcută, tot e, da, e altceva. Mulți oameni nu înțeleg chestia asta, care n-au făcut live stream sau așa mai departe, înțelegi? Adică ei nu înțeleg, sau hateria care vin și te înjură, ei nu înțeleg că acolo e muncă și au fost emoții și au fost sentimente și au fost... M-am făcut și eu clipul ăla, bine, m-am bucurat că lumea a văzut treaba aia. Dar eu de fapt, eu cam zic treaba asta toată ziua, bună ziua, adică le tot aduc aminte oamenilor, bă, stați un pic, că nu e așa de puțină muncă, știi? Voi vedeți că facem bani, abonați și asta, dar nu e așa de puțină muncă. Foarte bine că le aduce aminte chestia asta pentru că e importantă, înțelegi? Bă, pentru că dacă n-ai vorbit și despre chestia asta cu ei, oamenii ar percepe, iar a dat atâta drumul la live stream să facă miliardul. Știi care e diferența dintre mine și mulți oameni? Că sunt și dintre tine. Eu pentru mine vreau o comunitate care să mă cunoască pe mine, bă. Nu vreau o comunitate care să fie trecătoare, să uită la faza pe care o fac eu atunci. Exact, trebuie să rămână cu ceva. Uite, din conacul, practic. Da. O să dau un exemplu, că oamenilor le plac exemplele și nu nume de rău. Uite, de exemplu, Cătălin Talent, da? Am observat că, știu, am fost la ziua lui, adică l-am cunoscut personal, l-am văzut e el ca om. E complet diferit față de ce face online, e un alt lucru. Îmi dau seama. Dar am observat, avea 200-300 de oameni când stătea el în pat, Cătălin ca lui, și vorbește el așa. Da. Și când băgau pe tardă în frigider, avea 1000 sau 3000 sau 5000 de oameni. Suntem români, ne place circul. Vezi, asta nu-mi place mie, Junior. Nu vreau o comunitate trecătoare care vine doar când fac chestia aia. De-aia încerc eu să-i stăpânesc cu fonfăitul acum, știi? Că sunt mulți care vin. Am văzut. Faci acum fonfăitul, nu? Bine. Am văzut. Ideea e că, bă, faci și foarte bine treaba asta. Vrei să te minte? Adică, băi, ție se, nu știu, cred că mai bine nu se putea. Ai creat un personaj din chestia asta, știi? Și oamenilor... Îmi place chestia asta, să vadă la tine așa cum faci pe fonfăitul. Deci tot ce vezi, coloana aia de acolo și asta de aici e despre ea. Bine, oamenii nu văd acolo exact, dar avem scris aici pe bord. Astea două coloane de aici sunt despre el. Îl scoatem din live-uri și îl aducem în clipuri. Nu? Dacă lumea îl iubește atât de mult... Trebuie. Adică trebuie să le oferi, că îți cere chestia asta, le oferi, dar să aibă și la rândul lor respect, să înțeleagă că nu poți să fii 24 de ore fonfăitul. Corect. E și tu om, înțelegi, e un personaj. Adevărat, frate. Nu zici rău? Na. Stai că, pula, voiam să te întreb ceva. Ești foarte bun prieten, sau mă rog, ai fost, nu mai știu exact, cu Denis Alibe. Da. V-ați jucat împreună, v-ați dus la fotbal, la miuță împreună, v-ați dus la meciuri împreună. Peste tot, avem o prietenie de 2-3 ani care am fost peste tot, munte, mare, fotbal, peste tot, înțelegi, împreună. Cum ai devenit? Păi l-am cunoscut pe Denis Alibec prin Rider, aș putea spune, adică m-a chemat Rider să ne jucăm counter și ne-am jucat, eram pe Teamspeak, înțelegi? Și... după ce am terminat de jucat, zice Denis, hai să mergem să mâncăm ceva toți. Păi râde, mai facem o caterincă, înțelegi? Am zis că are antrenamente a doua zi, avea antrenamente la Bercini aici. Că jucat la Steaua, alias FCSB, FCSB egal Steaua. Așa. Și a zis că mă ia el, cu mașina. Înțelegi când trece? Că trecea pe la mine pe aici, pe în față, că se ducea la bază la Steaua. Și m-a luat cu mașina, eu... sunt același options, adică m-am urcat, m-a întrebat ce faci options, zic ce pula să fac. Adică direct, știi, la modul nu aveam emoții să vorbesc frumos, să strie de rău, considerat deja. Îl știai de la televizor? Da, știam de existența lui, știam ce fotbal practică, știam. Și practic atunci ne-am cunoscut, a fost prima zi în care ne-am cunoscut și am mers, am mâncat o pizza frumos în oraș, am mai vorbit, am mai râs, am mai glumit. Și de atunci am ieșit efectiv peste tot, eram noi ăștia, nu știu, prieteni, nu știu, 10 prieteni, 13 prieteni, cât suntem noi acolo, ieșeam toți, știi, era caterincă. Și așa ne-am cunoscut, lui i-a plăcut practic de noi, că, na, nu suntem din ăia trădători, că sunt mulți șerpici de bun la cap. Păi da, cred că asta a fost și una din chestiile plăcute de el față de voi, că nu, ați venit dintr-un mediu de ăsta unde, nu, totuși nu e așa de multă șerpărie ca la televizor, ca la fotbal. Exact, adică gândește la faptul că are foarte mulți prieteni fotbaliști și așa mai departe, care îi place să iasă cu ei. Da,
Corect. Îi place să iasă cu noi. Și acum să nu înțeleagă lumea că îi place să iasă cu noi, că domne, el avea bani să dea în stampă. Din contră, nu. Exclus total, adică dacă mă vedea pe mine vreodată că n-am bani, în secunda a doi plătea ei jemul la cap, adică se oferea el, înțelegi? Că așa voia el. Da. E un om foarte bun după părerea mea, adică nu cred că am întâlnit vreodată un om care să-ți dea și guma din gură cum să o dă el. Pe bune? În ciuda faptului că e cine e, pe bune, la modul cel mai serios, da. Și ce se întâmplă acum cu el? Ce știi de el? Că ai zis că e în Turcia. A, deci de asta practic ați rărit-o așa puțin că... Da, e în Turcia, s-a transferat. Deci nu mai e în România. Nu mai e în România, a plecat de la Astra, joacă la Kayseri acum, nu știu pe cât are contract, 3 ani, parcă sau ceva de genul. Nu știu, probabil că o să se întoarcă tot în România să-și încheie cariera, cred eu, zic eu, nu știu, n-am discutat despre treaba asta cu el. Dar câți ani are? Bă, cred că face 30, din câte știu eu, da. Ok, dar mai are un pic, mă, de jucat. Mai are, nu, am spus că probabil cariera și-o va încheia tot în România, da, deci prietenia noastră tot va rămâne. Da. Mai vorbiți acum? Da, da. Prin intermediul lui ai cunoscut și alți oameni din zona asta sportivă? Foarte mulți. Foarte mulți, foarte mulți fotbaliști, foarte mulți oameni importanți, foarte mulți. Da? Da, pe bune, pe bune. Și cum percepi lumea asta lor? Bă, nu știu ce să zic, adică mi-e greu să o percep, adică ar fi trebuit să fac parte din ea ca să pot să o percep, înțelegi? Nu sunt oarecum obișnuit când mă duceam cu Denis să mă întâlnesc cu fotbalistul X sau fotbalistul Y. Da. Îți dau un exemplu, a venit toată la fel să mă ia, că gen, el mă lua mereu pe mine că avea drum pe aici, am zis. Și ne-am întâlnit undeva la Tineretului cu Pintili. Pintili era cu nevasta și cu copilul, înțelegi? Și am stat, am vorbit, ești bun la cap, ne-am mai întâlnit cu el odată și prin mall, adică mergeam cu Alibec și cu Pintili prin mall. Imaginează-ți cum se uita lumea, ești de bun la cap și mă simțeam, bă, frate, eu nu trebuie să fiu aici, bă, trebuie să plec, ești de bun. Ai simțit că nu, nu aparții acolo. Dar știi, da, știi da, mimul da, ăla da. Cu, știi mimul ăla de pe TikTok? Fotbaliștii stau cu alți fotbaliști, șmecherii stau cu alți șmecheri, proștii stau cu alți proști și tu și prietena ta să fute pe bani și tu spui că nu. Da, vezi? Știu. E, așa și tu ai considerat cumva trebuie să iei, să umbli doar cu fotbalist, el, un fotbalist cu fotbalist, știi? Dar da. Totuși n-a fost așa. Hai să punem un pic de spice așa pe podcast ăsta, hai să vorbim un pic despre șorpăria asta, eu tu vrei? Da, dar fii atent, hai să o facem așa ca friptura în sânge, știi? Să-i lăsăm să se perpelească ei care se simt, să nu le dăm nume, știi? Perfect. Da? E ce trebuie. Să prindă ei. Ai ceva neapărat pe suflet? Bă, nu. Nu. Chiar nu am să zic așa de cineva. Nu de ce, că observi și nu te interesează, ajuns să nu te intereseze? Sau observi și alegi să nu te intereseze? Observ și aleg să nu mă intereseze. Da? Da, crezi că dacă ar ști și oamenii... Sau dacă oamenii ar deschide un pic ochii... Hai să explic o treabă. Chestia asta este numai din vina lor dacă eu îi consider șerpi. Adică la modul... Bă, mă consider că am fost corect față de toată lumea, mă. Adică, bă, cine a fost om cu mine, am fost om cu el. Chiar dacă eu sunt Options și am 8000 de abonați, nu reprezint nimic pentru mulți, înțelegi? Da. Și nici nu vreau să reprezint nimic pentru mulți. Am fost om cu ei, frate. Dacă ei n-au fost oameni cu mine, se știu ei care n-au fost oameni cu mine și au fost așa, înțelegi? Adică, na. Dar de ce n-au și fost mulți, oameni cu tine? Nu știu, frate, nu știu, pentru că tind să cred că foarte mulți oameni s-au schimbat din cauza cifrelor. Da. Deci există da. Chestia asta cu te schimb din cauza Da, există. Adică am cunoscut oameni înainte de cifrele alea, i-am cunoscut și după cifrele alea și sunt mulți, nu e numai cineva anume și tind să cred că oamenii se schimbă, înțelegi? Ai văzut adică, ce i s-a întâmplat lui Cosmin Nilsson? Poftim? Ai văzut ce i s-a întâmplat lui Cosmin Nilsson recent? Am văzut ce i s-a întâmplat lui Cosmin Nilsson, am vorbit cu el, i-am spus că îmi pare rău, nu adică... Și pe mine. Frate, deci pe bune acum, ți-am zis, eu care am 1000 de abonați, să zicem că mâine pierd canalul de YouTube, bă, cred că și nebunii, pentru că știu câtă multă pasiune am pus eu în chestia aia și cât am muncit eu la lucrul ăla și urât rău de tot. A făcut ceva că nu mai știu, am vorbit în prima zi cu el atunci de vreo 2-3 ori și nu știu dacă a rezolvat ceva. Am văzut că a mai postat story-uri, a luat legătura cu YouTube-ul, YouTube a văzut că i s-a conectat cineva pe cont, înțelegi, i-a trimis nu știu ce de la Google pentru o verificare ca să apese acolo să vadă că e el. Cel mai probabil o să-și recupereze canalul. Păi clar. Eu sunt 100% că o să-și-l recupereze.
Și nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, adică ce dracu s-a întâmplat? Cum a dat el click pe ceva sau nu știu, că nu. Băi, el zicea că l-am întrebat site-uri. L-am întrebat și mi-a spus că a primit niște donații cu promovări. Și că a copiat link-urile alea și le-a accesat sau, mă rog. Înțelegi? Și cred că de acolo a plecat toată chestia. Crezi tu? Că așa, da, pe așa nu văd cum sau i s-o fi pus pata la vreo ruză sau pe el, nu știu. Nu e cred ăsta că oricum n-ai cum să-i oprești și de bun dacă ți-i se pune pe canalul tău, te aruncă în aer. N-ai, da, da, da. Bă, da, uite, e ciudată treaba asta, știi că, pula, dar de ce am zis despre Cosmin Nelson? Știi că am vorbit cu el pe telefon și am spus lui, băi, nebunule, că el e un pic, uite, față de mine, e total diferit. Adică, da. El se înjură direct cu ei, caută cearta cu ei, a fost în bifuri, a făcut chestia aia cu neveu. Bă, și l-a vrut în pulă. Știi, a zis, bă, da, mă doare în pulă, eu n-aș fi făcut treburile alea. Se ceartă cu mulți oameni și face mult dușman. Și eu vorbeam cu el pe cameră și am spus, auzi, mă, da, acum ce-o zice ăia când văd că ți-aș trebui să-și tea canalul? Și el, nu știu ce. Și el era la modul, tu-ți dai seama ce să bucură muiști. Bă, bune, și eu am stat și m-am gândit la, uite, că ai zis că se bucură muiștii, am stat și m-am gândit că sunt foarte mulți oameni care fac live stream pe YouTube și cred că mulți s-au bucurat că Cosminel se n-a pățit asta, la modul a mai scăpat de unul, știi? Eu cred în chestia asta, poți să-mi spui tu ce vrei, eu cred în chestia asta. Uite, eu probabil faptul că am prins o oarecare încredere în mine și mi-am crescut așa o comunitate și am ajuns la o stabilitate, să zic eu. Eu nu văd concurență de nișă. Deși am mai spus-o cuiva, dar cui dracu i-am spus? Am spus-o la un prieten de-al meu când a venit la ziua lui Unica. Eu am zis așa, bă, o mare parte din succesul meu acum, o foarte mică parte, influențată de faptul că nu mai face pican live-uri pe Omegle. Pentru că eu am avut impresia așa, bă, eu și semăn cu el cam părul albastru, bine. Să-și ia toată lumea gândul care spunea că eu m-am vopsit după el sau de-astea, pentru că eu când mă vopseam pentru prima oară pe live-urile mele, el la o lună sau ceva își punea gol să se vopsească și el. Da? Și care chestia, ajungi la o vârstă în care nici prin cap nu-ți trece, stai să mă vopsesc și eu ca Antonio Pican, știi? Da. Adică, bă, dacă erai copii, mai zici, ai fost la ala și-ți place, dar ai o vârstă, da, ești matur și... Da, unii nu înțeleg chestia asta și probabil mulți au zis că le copia pe Pican. Iar chestia că nu mai face Omegle s-ar putea într-adevăr să fie un plus pentru tine, da. Adică știi? Că se uitau foarte mult oameni el cum făcea Ome. Că eu nu mai am, nu am frica asta de concurență pe nișă, pe piață. Că e o nișă, da, Omegle, divertisment Omegle. Sunt pe seară 10, 15, 20 de live streamer care fac Omegle. E o piață, da? Omul vine și vrea să uite la Ome TV și are de unde alege. E? Și oameni din ce am văzut și eu în momentul de față, mă aleg pe mine, da? Mulți. Da. Bun. Așa văd și eu cu treaba asta. La fel nișa asta, nu știu cu ce te-ar deranja faptul că mai face unul acolo și de ce te-ai bucura dacă ăla nu face live. Adică zic exemplu, mă, pe direct. Pe mine nici nu mă afectează. Nici nu mă supără, nici nu mă deranjează, nici nu mă bucură. Dacă neveu, de exemplu, care făcea și el Omegle cam la aceeași ore cu mine, face live-uri pe Omegle când sunt și eu pe Omegle. Da, nici n-ar avea cum. Nici n-ar avea cum, frate, să te supere chestia asta, înțelegi? Da, ai zis că sunt mulți care se bucură despre necazul ăsta lui Cosmin. Eu așa cred, frate, că se bucură și s-ar fi bucurat și dacă eram eu și dacă erai tu și pentru că sunt foarte mulți oameni care nu te suportă și asta bănesc o știi. Da. Mai ales acum când ai crescut, să fim serioși. Da. Adică sunt foarte mulți. Și încerc să le dau oamenilor peste nas, adică cam... Și asta trebuie să și faci, pentru că altfel n-ai avea cum să le dai o replică, practic, decât să le dai peste nas, să-ți faci treaba cât mai bine, să crești și să-ți vezi la tale. Auzi, dar e compătimesc, mă, Options. De ce? E compătimesc. Păi eu reușesc și cam reușesc singurel. Și ei sunt invidioși de-aia, că n-au nimica cu mine. Pentru că, după cum știi și tu, mă vorbesc sau sunt... nu mă suportă oameni cu care eu n-am avut nicio legătură ever. Da. Știi? Sau foarte, foarte scurt, adică n-am fost prieteni, nu ne-am băut paharele invers. Da? Ei pur și simplu se raportează la faptul că eu cresc, că eu fac bani și ei nu fac bani. Exact, asta e singura.
Auzi, și care e cel mai al dracu lucru pe YouTube ăsta? Banii, frate. Băi, cel mai mult hate îți iei din cauza banilor, înțelegi? Adică când oamenii vin și te susțin pe tine pentru că poate îți meriți pâinea pe care ți-o câștigi și ai făcut multe eforturi ca să o câștigi, ei nu înțeleg chestia. Îi zic, ia uite, băgam și făceam și cum face ăla și eu nu pot și auzi? Eu nu fac la mine, nu intră la mine, nu face. Da, da, înțelegi? Când hoțul strigă hoțul, cum e? Urât. Că sunt mulți care au... Bă, contentul lor e... E... Da? E, dar ei au început să creadă așa de mult în contentul ăla încât cred și ei minciuna aia. Da. În momentul ăla, ăla se duce și strigă, uite-l pe ăla, bă, bă, nu, eu nu-l supăr pe ăla, dar nu se uită la ei în ogradă. Eu asta fac prima oară. Înainte să mă uit la Options, să-i spun Options că mă deranjează Options, că se joacă CSGO e mai bine ca mine și mai și face bani și abonați, eu mă uit la mine prima oară. De ce nu fac asta? Asta nu înțeleg mult și nu fac mulți chestia asta, știi? Pentru că dacă ar face-o, poate că ar fi și ei puțin mai altfel, să zic ce așa. Ce ar trebui să vadă omul prima dată când intră la tine? La mine sau în general? La tine. La mine. Bă, care ar trebui să vadă faptul că sunt diferit față de ceilalți? Ar trebui ca oamenii să aprecieze faptul că nu-mi place să pup în cur, cum am spus și la începutul podcastului, și chestia asta cred că e un plus pentru mine ca om sau pentru noi ca oameni. Adică să încerci să fii pe pielea ta și să faci singur acolo de nebun, cred că e cel mai mare lucru pe YouTube ăsta, da. Aici, bun la cap. Și să nu te plângi sau să dai mesaje, să ceri ajutorul, ajută-mă frate, fă și mie, că uite, nu pot, nu am, nu, tu faci bani, eu nu fac și așa mai departe. Da. Înțelegi? Și cred că chestia asta ar trebui să fie un plus la mine. Faptul că sunt sincer și sunt foarte transparent cu orice lucru, adică orice donatie, orice cât fac pe lună, orice căcat de genul ăsta, înțelegi? Cred că asta ar trebui să aprecieze și nu-i mint și nu mă prostesc ca să doneze ei sau înțelegi. Dacă fac un lucru la o donatie, fac așa simt, frate. Așa vreau să fac. Înțelegi? Să reacționez în stilul ăla, așa simt să fac. Nu fac, stai așa să vezi că mi-o pun în cap, stai să vezi cum fac acum, îl fac pe ăsta să mai doneze. Nu, niciodată, pentru că n-am de ce, adică... Cât timp crezi că îi trebuie omului ca să vadă cine ești tu pe un live? Bă, cred că îi trebuie să se uite la vreo 2-3 live-uri, sincer. Din prima nu o să-și dea niciodată seama, pentru că nu o să stau să vorbesc despre subiectul ăsta pe live decât dacă mă întreabă cineva. Adică nu o să spun cât de bun sunt eu, ca om, ca persoană, înțelegi? Trebuie să vadă ei deci chestia asta. Trebuie să petreacă ceva timp cu tine. Da, 2-3 live-uri, cred că își dau seama cine sunt. Ce trebuie să schimbe Options neapărat acum? Trebuie să schimbe Options neapărat acum? Bă, cred că un pic mentalitatea. Cred. Pentru că am cam rămas așa, gen, și tu mi-ai spus, m-ai văzut supărat și dezamăgit și mi se cam taie cheful așa și nu trebuie să fac chestia asta și știu că nu trebuie să fac chestia asta și să mă țin tare și să vin cu ceva tare și să forțez, știi? Cam asta trebuie să schimb la mine, deocamdată. Și Options când nu face live? Persoana. Ce face? Ce face? Pandemie, stă în casă de multe ori, magazin și în casă atâta timp. Dacă face? Mă întreb să ca persoană... Ce face? Film, să uită la serial, să ceartă cu nevasta, face mâncare, ce face? Nu. Cu mâncarea chiar nu mai nimerică, habar n-am să gătesc. După ce termin live stream-ul meu, o las pe Roberta să facă live, bineînțeles. Mă duc în sufragerie, mă uit la ea, mă uit dacă mai e ceva de cumpărat, mă duc la magazin, cumpăr, vin înapoi acasă, dar cu gătitul chiar nu. Înțeles? Deci sau mai aștept pe ea să termine și mergem prin oraș să mai ne plimbăm, să mai vedem? Basic de casă, de cuplu, de... Da. Nici nu prea ai ce să faci oricum în perioada asta, la ora 9 se închide tot și e cam la sol. Unde te vezi peste 5 ani? Unde mă văd peste 5 ani? Șef la firma ta, zici că m-ai întrebat de la CV. Mi-am deschis firma, nu zice niciodată. Băi, nu știu unde mă văd peste 5 ani, ideea e că... Sper să mă văd tot pe YouTube. Dacă mă întreb pe mine, sincer, eu sper să mă văd tot pe YouTube. Sper să mă văd cu niște oameni mai mulți pe chat, cu niște abonați mai mulți, munciți, făcuți. Înțelegi? Adică aici mă văd peste 5 ani. Dacă pică chestia cu YouTube-ul, sunt și alte platforme, ți-am spus niciun fel de problemă. Pentru că continui să fac ceea ce îmi place. Adică nu o fac pentru bani. Că dacă o făceam pentru bani, era terminat de mult. De ce ai lăsat-o pe Roberta să-ți facă bradul spate? Deci am lăsat-o pe Roberta să-mi facă bradul acolo în spate. E creație proprie și personală ca să mai dea niște lumini în camera asta, pentru că a zis că n-avem unde să le punem și de bun la cap. Și a pus ea instalația pe perete, a început să o lipească, m-a trimis. Ai văzut că a nins
Nu știu, dar a nins, de fapt, a nins și la tine, ce, a nins rău de tot, într-o zi, nu mai știu când, acum două săptămâni, da, nu mai știu bă, cum să fie. Bă, dar nu stau așa de parte de tine, să știi. Deci 5 km maxim, 20. Așa, și mi-a zis să mă duc să-i cumpăr, ea făcea live, să mă duc să-i cumpăr niște beteală ca să pună pe instalație și să-i cumpăr și altă instalație cu LED-uri ca să se vadă mai tare. Și pleacă fratele tău frumos, așa, și a pantalonii de training, Adidas, și când ies mâncați aia și pula ta din Grand Arena, uit afară, ia-ți-o așa, ești de mult la cap. Eu n-am mașină, ia-ți-o așa frumos pe jos, pe zăpadă, ești de bun în Adidas, wow. Ca să vii acasă la femeie cu beteală și cu instalații cu LED. Hai să zic niște... că dacă știa mai plecam. Hai să zic niște... Știi cât a trecut de când filmăm? Cât? Nu știu. Cred că o oră și. O oră și 10 minute, o oră și 15 minute. Nici n-am simțit timpul ăsta, mă jur. Deci mă jur că nu m-am uitat la ceas acum. Hai să, zic niște nume și îmi zici păreri. Ha. Vrei? Dacă nu vrei să vorbești despre cineva, te apți pur și simplu. N-am treabă, îți spun. Da? Hai să o luăm cu clasicii noștri. Neveu. Da. Ce aș putea să spun de Neveu? E omul care, ți-am zis, mi-a dat startul la livestream și m-a ajutat. E băiat bun și e băiat bun și în afara streamului, adică, înțelegi? Lumea poate zice, domne, faci așa pentru livestream, dar el e băiat bun. E sufletist, e ce trebuie. Ajută mult. Adică dacă dai mesajul Neveu acum să te ajute cu ceva, dacă poate te ajută. Corect. Jaxi. Jaxi, ți-am spus, rămân la părerea mea că face o treabă excelentă și că ajută comunitatea de Counter-Strike cum n-a ajutat-o poate nimeni niciodată și să continue tot așa pentru că poate se vor face și în România, nu știu cum e, în afară Federației de Gaming și așa mai departe, înțelegi? Pentru că el practic susține proiectul ăsta și își petrece timp. Cum? El ar trebui să ajungă acolo. Da, își petrece timp să facă chestia asta, să facă concursuri, să-i ajute pe oameni, să aibă oameni unde să joace, să le dea premii și așa mai departe. Se implică în multe proiecte foarte interesante. Pican. Nu mi-a plăcut niciodată Pican, sincer să fiu, pentru că se prostește foarte mult pe livestream. Avea emojiul odată o chestie de asta care limita, haideți, donați, că vin fantomele, donați, că nu știu, chestiile astea nu mi-au plăcut. Eu l-am perceput ca pe un copil, adică n-aș putea să spun lucruri rele despre copil, doar că nu mă uit, nu e genul meu, n-am treabă cu el. Not your type. Andrei Ivan. Andrei Ivan, care Andrei Ivan, fotbalistul? Da. Pe ce părere să am despre Andrei Ivan? Dacă aș fi jucat la Steaua, cred că aveam o părere mai bună despre el. glumesc. Andrei Ivan i-am dat o singurată mesaj pe Instagram, eu. Când a jucat Naționala, ca să-i urez baftă și să-l felicit, înțelegi? Pentru că am văzut că face parte din lumea asta noastră, să zic așa, cu gaming-ul, intră pe la strâns pe acolo. Și am considerat, nu că sunt fanul lui sau ceva, i-am dat mesaj să-i urez baftă la om, cum îi dădeam și lui Denis, înainte de fiecare mic și așa mai departe. Palaș. Jos pălărie aici, nemun. La fel, uite că am uitat, l-am omis pe Palaș, am vorbit multe lucruri și cu Palaș. Când ți-am spus de stresul, trebuia să-l spun și pe Palaș, dar am omis chestia asta și am uitat. Am vorbit multe lucruri și cu Palaș și la fel e un băiat de nota 10 care... Bă, după părerea mea, omul ăsta nu se schimbă nici dacă face 500.000 de abonați. Eu așa zic, adică nu-l văd să se schimbe, rămâne același. Pala și joacă, Counter face, îi place, bravo lui. Și ce vrei mă să fac altceva? Păi nu că ce vreau să fac altceva, ți-am spus, sunt mulți care ajung la niște cifre și se schimbă și e urât. E urât, adică Pala și-a rămas tot la nivelul ăla, răspunde la oameni pe chat, se joacă, mai face și un nume, mai se joacă și un alt joc. Sunt, e ce trebuie. Sunt oameni în cercul ăsta de cunoscuții noștri pe care știm pe YouTube care s-au schimbat cu cifrele? Mă interesează dacă da sau nu. Da. Sunt sau da. Nu? Sunt. Da. Okay. Da. Okay. Atât vreau să știu, dacă ești de aceeași părere, că și eu știu. Da. Păi da. Stres. Ce să mai... Nu, deci, stresul pe bune, îl consider prietenul meu, mă, indiferent ce, dacă el mă consideră sau nu, eu îl consider prietenul meu, mă. Eu dacă îl sun pe stres acum, stresul e, ajută-mă că mâine mor. Stresul vine și mă ajută, la modul ăsta, e băiatul bun, bă, e ce trebuie. Știi cum e, când mai ții minte când ți-am zis eu, bă, cu eu stau, da. Ai văzut, eram pornit așa, nu înțelegeam ceea ce zice el, felul lui de a fi, Caterinca lui. Și m-am dus off-stream la el, știi? M-am dus off-stream și am spus, vin la tine off-stream, promitem că nu faci live și îmi faci calculatorul. Și am vorbit cu el atunci și mi-a dat câteva sfaturi și mi-a spus de câțiva șerpi de ăștia care mă vorbesc și care pe față zic ceva frumos și pe la spate urât și vorbesc frumos doar de dragul oamenilor, să nu-i vadă oamenii ce fel de târfe sunt, că sunt târfe. Bă, da, hai să zic o fază. Încep să cunosc mulți oameni acum.
am intrat și eu în zona asta și cunosc oameni. Și oamenii încep de fapt să-mi zică mie cât de turfe sunt ăia las de fapt. Asta, chestia asta nu mi-a plăcut niciodată. Adică oamenii care tu consideri despre ei că sunt... Nu, oamenii care mă vorbesc în stânga-ndreapta, da, nu se așteptau ca eu să cunosc alți oameni. Și eu încep să-i cunosc pe oamenii ăia la care ei mă vorbesc și oamenii ăia zic mie, bă, vezi că la te vorbește, dar el e de fapt X, Y, Z sau... Bă, din chestia asta eu cred că ai numai de câștigat. Da. Dacă mă întreb pe mine. Da. Bă, că știi cu cine ai de-a face, mă. Și când știi cu cine ai de-a face, atunci e cel mai bine, pentru că practic nu-i dai șansa să se împrietenească cu tine și să te trădeze vreodată în diferite contexte, nu știu. Dar nici nu trebuie, mă. Nici nu trebuie, păi normal că nu okay. Trebuie, dar hai să cred că ai de câștigat. Partea asta. Alexa TV. Alexa TV. Alexa TV e o fată de nota 10 pentru că cred că era printre singurele care mai îmi făcea raid, așa, că voia ea. Uh-huh. Mă vedea că stau acolo și că mă chinui și mai venea și făcea raid, așa, când te la live, deci n-am ce să zic, jos pălăria. Am văzut că și gătește în ultima vreme, ți s-o felicit. Am văzut că face pe stream acolo numai mâncări ordinare de... Exotice. Pe bune, da, pe bune. Și ultimii doi oameni la părere, Ale Play. Uh-huh. E viața mea, mă, ești nebun la cap. Am intrat la el pe live acum două zile, îi zic, băi Ale, zic eu te aștept în România, mi-e dor de tine. Direct, adică la modul, băi, când bei cu Ale Play, te simți bine rău de tot. A venit la stresul atunci, m-am pișat pe mine de râs, mă, ești nebun la cap. Ne-am jucat toate jocurile, nu știu cum e cel ăla, Activity din ăla, ești nebun la cap. Dacă n-am râs, eram în echipă cu Ale Play, s-a găsit doi proști în aceeași echipă, ești nebun la cap. Ne-am pișat pe noi de râs. Ce să faci? Asta e un mic mai prost. Când am fost la el acolo, mi-am pus mopul în cap și m-am pupat pe gură că m-am îmbătat în Na, deci Ale Play, băi, e și sufletist, adică la modul ține la o prietenie, mă. Da, mă, dar e ține, pune suflet într-o prietenie. Am aflat și mai multe chestii după ce am făcut podcastul cu el. Am făcut podcastul cu el și am aflat complet alte chestii pe care nici nu le citeam așa despre Ale Play. Le-am văzut. M-am uitat un pic de dimineață la podcastul cu Ale că n-apucasem. Ultima persoană la părere, sinceră, Conacu. Conacu. Conacu pe YouTube, Conacu pe YouTube. Nu, vreau să vorbesc de Conacu și pe YouTube, vreau să vorbesc de Conacu și în afara YouTube-ului, pentru că eu aparent am început să te cunosc și în afara YouTube-ului, că am mai vorbit și noi destul de multe lucruri. Bă, consider că faci o treabă excelentă, consider că ești la fel ca și mine din multe puncte de vedere, îți place să faci ceva singur, îți place să crești singur, să fii tu acolo pe pumnul tău, înțelegi? Faci o treabă excelentă. Și cred în continuare și zic că ești la fel de bun prieten cum e stresul pentru mine. Asta cred. Adică te văd, omul simți, frate, nu poți să... Înțelegi? Eu nu pot pâncur pe nimeni, îți spun adevărul, omul simți. Și dacă vreodată am ceva să zic, eu zic în față și tu mi-e la fel. Și asta e de apreciat. Așa trebuie. Păi asta am zis și eu, că e cel mai perfect. I-am dat mesaj lui Erti de dimineață pe WhatsApp și ce-am dat? Neața iubire. Dar știi de ce i-am dat așa? De ce? În speranța că el e la LAN, în Timișoara, mi se așa. Pare, sau nu știu unde mi-a zis, Cluj, în nu Cluj, mă Cluj, Cluj. Și e cu Antonia după el și în speranța că Antonia pune mâna pe telefon și o vedea că nu-i numărul băgar. Bă, tu vrei să spargi case, mă. Dacă mai ai numere de telefon, să mi le dai, că vreau să le salvez. Acum nu știu ce mesaje mai dai. Și cred că ți-am zis înainte. Îmi place mult și e dedicat și el în ceea ce face, să vede. Băi, eu am discutat despre tema asta cu el. Eu nu-mi doresc decât o singură chestie de la tine. Îmi doresc să realizez că tu ești singurul care dea de mână și dea înainte și să nu mai fii dezamăgit de tine, mă. Ești dezamăgit. Dar știi care mai e a doua chestie care te dezamăgește? Că mai și observi în jurul tău. Uite, bă, ăla a reușit, ăla mai reușește, ăla. Și asta te demoralizează, mă. Păi te demoralizează, că într-adevăr așa e, m-am gândit și m-am uitat, zic că am rămas singurul prost care nu poate să crească pe platforma YouTube. Intră oameni la mine, uite să-ți dau un exemplu, că te-ai apucat și te joci și tu FIFA. Joia când se deschid pachetele, băi fratele meu, intră 100 și ceva de oameni pe live. Băi, am 70-80 de like-uri și nu sunt boți, că scriu, dar m-am făcut și rog frumos, da și voi un like că mă ajută chestia asta. Nu vor. Ce poți să faci mai mult de atât, bă, în cața ești gura ta,
n-ai ce să faci. La asta nu știu niciun răspuns, să-mi bag pula că știu răspuns. Păi na, nici n-ai răspuns, ți-am zis, de foarte multe ori și oamenii care mă urmăresc așa știu despre ce vorbesc. Te rogi, dă efectiv să dea un like acolo. Eu îmi doresc pur și simplu să, nu știu, să-ți revii din starea asta pe care o ai și să te iei de mână singur, uite, poate cu Crăciunul ăsta, cu Revelion. Păi asta am vrut să spun acum și să punctez, că o să avem, probabil și tu și eu, o să am niște pauze de live stream, 2-3 zile, stăm cu familia și sper să mi le pun așa cap la ai cap, ceva planuri pe să încerc să vin cu ceva nou. Cum? Ai ceva planuri pe care vrei să le anunți oamenilor legate de canal, de YouTube? Băi, nu am deocamdată, pentru că am spus că vreau să mă gândesc, să fac o chestie interesantă. Mă gândeam și nu știu dacă îl și pe Info, prietenul meu. Uh-huh. E foarte Caterin cu omul și mă gândeam, mai îmi propusese cel mai de mult, să facem diferite episoade cu uh-huh. jocuri de groază uh-huh. și așa mai departe, cu dual webcam la care oamenii să râdă practic de noi că suntem niște terași și să le speriem, că și pe mine mă sperie jocurile astea. Și nu știu, e un început, adică încerc să le aduc lucruri noi, o să încerc să fac chestia asta. Bă, mă bucur, să-i dai tare acolo. Băi, cam asta am fost eu. Sper că te-ai simțit bine cu mine. Nu știu, că a trecut mai foarte bine rapid. De atât niciodată și crede-mă că dacă mă invita altcineva la podcast care aveam, să zic așa, nu-mi plăcea mie ca persoană, refuzam. Chiar dacă am 1000 de abonați. Înțelegi? Adică apreciez că m-ai invitat și chiar îți mulțumesc mult. Bă, dar știi de ce te-am invitat? Principalul motiv să-ți port o discuție cu tine și apoi am avut un moment așa, o revelație de aia în cap și mă gândeam așa la live, la podcasturile mele și mă tot gândeam că am un tipar mic, știi, după care mă duc. Da. Mă, și la un moment dat mi-am dat seama, bă, dar mai toate live-urile mele cu YouTuber să termină, bă, de ce pula mea ăla nu poate, bă? Și eu mă gândeam, bă, dar dacă eu tot zic de ce ăla nu poate, eu de ce nu-l aduc și pula să-l întreb de ce nu poate? Știi? Știu, asta a fost la un dat, zic, băi, ia stai așa, tu nu vrei să vii la podcast? Ba da, haide bă! Și da, n-am treabă, ți-am zis, dacă era altcineva pe care aveam ceva, să zic așa, nu dăm nume, refuzam, pentru că îmi place să fiu om cu cine e om. Băieții, sper că v-ați distrat sau v-a plăcut discuția noastră, sper că a trecut repede timpul. Vreau să ne lăsați în rubrica de comentarii părere acolo despre podcastul ăsta, dacă aveți vreo părere pentru Options, sau vreo propunere pentru mine, vreau să le lăsați în comentarii. Nu uitați, în descriere apar toate linkurile noastre, TikTok, Instagram, OnlyFans, YouTube, Pornhub. Follow pe Instagram, follow, am nevoie. Faceți acolo, băgați acolo, pe Instagram. La băiat aici, duceți-vă pe canal că trebuie să vedeți, bă, și din curiozitate să vedeți ce se întâmplă acolo. Și dacă nu vă place, spui, bă, nu mi-a plăcut, nu știe nimeni că tu ai fost acolo, da? Intrați și acolo. Sper că v-am distrat, sper că v-a plăcut podcastul nostru. Îi mulțumesc lui Options că a fost la această discuție și ne auzim la următorul episod, boys. Jos pălăria, vă pup.